Salutare tuturor și bine ați revenit la Școala de Cripto. Astăzi avem un video educativ, discutăm despre top 20 criptomonede explicate într-o singură frază fiecare. Așadar, vom începe cu Bitcoin, Ethereum, Tether și așa mai departe și vom ajunge până la Litecoin și le vom explica pe toate printr-o singură frază, printr-o singură propoziție, iar apoi le vom pune pe fiecare în categorii ca să vedem exact despre ce este vorba cu fiecare proiect în parte. Așadar, începem cu Bitcoin. Bitcoin este prima criptomonedă creată, lansată în 2009 de o persoană sau un grup sub pseudonimul de Satoshi Nakamoto și funcționează pe baza unui registru public descentralizat, cunoscut sub numele de blockchain, permițând tranzacții sigure, fără nevoia unui intermediar. Pe locul 2 avem Ethereum, ETH, da? Criptomoneda Ether. Ethereum este o platformă descentralizată care permite dezvoltarea de contracte inteligente și aplicații descentralizate fără downtime, fraudă, control sau interferență din partea unei terțe părți utilizând propriul său token Ether pentru tranzacții. Pe locul al treilea avem Tether, USDT. Tether este o criptomonedă stabilă, stablecoin, ceea ce înseamnă că valoarea sa este ancorată de valoarea unei monede fiat, în acest caz dolarul american, oferind astfel o volatilitate redusă comparativ cu alte criptomonede. Pe locul al patrulea avem Solana. Solana este o criptomonedă și o platformă blockchain concepută pentru a sprijini aplicații descentralizate și sisteme de plăți rapide, cu o capacitate înaltă de procesare și taxe de tranzacție extrem de scăzute. Iar pe locul al cincelea avem BNB-ul. BNB, cunoscut inițial sub numele de Binance Coin, este moneda digitală nativă a platformei Binance, unul dintre cele mai mari exchange-uri de cripto din lume și este folosită pentru a plăti taxele de tranzacție la un preț redus și pentru alte servicii pe această platformă. Pe locul al șaselea avem USDC-ul. USDC, adică USD Coin, este o altă criptomonedă stabilă legată de dolarul american, menită să combine stabilitatea monedei fiat cu tehnologia criptografică, permițând tranzacții rapide și sigure. Pe locul al optelea avem Dogecoin. Dogecoin a început ca o glumă bazată pe un meme popular de internet, dar a crescut pentru a deveni o criptomonedă recunoscută și utilizată pentru donații în general pe diferite platforme, datorită comunității sale active și prietenoase. Pe locul al nouălea avem Toncoin. Toncoin este moneda nativă a rețelei Ton de Open Network, o platformă blockchain dezvoltată inițial de către cei de la Telegram pentru a oferi tranzacții rapide, costuri de tranzacție scăzute și scalabilitate înaltă, susținută de o arhitectură descentralizată. Pe locul 10 avem Cardano ADA. Cardano ADA este o platformă de blockchain care se distinge prin abordarea sa bazată pe cercetare științifică și dezvoltată prin metode verificate formal, aceasta fiind creată de Charles Hoskinson, unul dintre cofondatorii Ethereum. Apoi, pe locul al 11-lea avem Tron TRX. Tron este o platformă blockchain dezvoltată pentru a facilita publicarea conținutului digital fără intermediari, permițând creatorilor de conținut să primească compensații direct de la publicul lor, folosind moneda nativă TRX pentru tranzacții. Avem apoi pe locul al 12-lea Avalanche AVAX. Așadar, Avalanche este o platformă blockchain extrem de scalabilă care permite dezvoltarea rapidă de aplicații descentralizate și rețele de blockchain personalizate, punând accent pe viteza de tranzacție și adaptabilitate. Pe locul al 13-lea avem, desigur, Shiba Inu. Shiba Inu, adesea considerat un Dogecoin killer, este o criptomonedă care a fost lansată ca un meme coin bazat pe Ethereum și a câștigat popularitate rapidă datorită comunității sale active și proiectelor de dezvoltare asociate. Apoi, pe locul al 14-lea avem Polkadot. Polkadot este o platformă multi-chain care permite diferitor blockchain-uri să transfere mesaje și valori într-un mod trust-free,
fiind proiectată pentru a facilita interoperabilitatea și scalabilitatea între rețele. Pe locul al 15-lea avem Chainlink Link. În cazul acesta vorbim despre o rețea descentralizată care vizează să conecteze contractele inteligente smart contracts cu datele reale din lume folosind oracole pentru a aduce informații externe sigure și verificabile pe blockchain-uri. În continuare, pe locul al 16-lea avem Bitcoin Cash BCH. Bitcoin Cash a rezultat dintr-o bifurcație sau hard fork a Bitcoinului în 2017, destinată să ofere tranzacții mai rapide și taxe de tranzacție mai reduse prin mărimea mai mare a blocurilor pe blockchain. Ulterior, pe 17 avem NIR Protocol NIR. NIR Protocol este o platformă blockchain care se concentrează pe ușurința de utilizare atât pentru dezvoltatori cât și pentru utilizatori, promovând o scalabilitate ridicată și taxe reduse, având ca scop principal adoptarea în masă a tehnologiei blockchain. Pe locul 18 avem Unused Leo. Leo. Unused Leo este un token utilitar folosit pe platforma de cripto Bitfinex, oferind reduceri la taxe pentru utilizatorii care dețin tokenul, similar cu alte criptomonede de acest tip, de exemplu BNB-ul. Pe locul al 19-lea avem DAI-ul. DAI este o criptomonedă stabilă, deci un stablecoin, care își propune să mențină o valoare echivalentă cu dolarul american, fiind susținută de alte active cripto ca garanție în loc de monedă fiat. Iar pe ultimul loc avem Litecoin LTC. Litecoin este una dintre primele criptomonede lansate după Bitcoin, având scopul de a fi argintul la aurul Bitcoinului, caracterizată prin timp de generare a blocurilor mai rapid și adaptată pentru tranzacții mai mici și mai rapide în general comparativ cu Bitcoin. Așadar, am explicat aceste 20 de proiecte cripto, dar am văzut cam ce sunt, cam despre ce este vorba în mare. Deci, în principal, le putem pune pe fiecare în câteva categorii. De exemplu, avem așa BTC-ul, Bitcoin Cash-ul și Litecoin-ul, care pot fi puse în categoria de, să spunem așa, stocarea valorii, criptomonede deținute pentru stocarea valorii. Acestea fiind și foarte vechi și având o capitalizare de piață foarte mare și trecând prin mai multe bull market-uri, da? Încă sunt în viață, deci se păstrează în general ca stocarea valorii. Asta este principala lor întrebuințare, printre altele. Apoi avem alte platforme, alte proiecte într-o altă categorie și aici vorbim despre Ethereum, despre Solana, despre Avalanche, despre NIR Protocol, Polkadot, Tron și Cardano ADA. Acelea practic le putem pune în categoria de platforme care se ocupă în general de smart contracts, deci de contracte inteligente. Oferă deci infrastructuri pentru dezvoltarea de contracte inteligente și aplicații descentralizate. Cam asta fac toate, dar au fiecare caracteristici diferite. Unele oferă un TPS, tranzacții pe secundă mai mare, altele mai mic, unele sunt mai sigure, altele mai puțin sigure și așa mai departe. Apoi avem cea de-a treia categorie, stablecoins. În top 20 avem așa stablecoins, deci stablecoin avem Tether USDT, USDC-ul și DAI-ul pe locul 19, deci avem 3 stablecoin-uri. Monedele stabile sunt, în general, după cum am spus, ancorate la valoarea unei monede fiat, în cazul acesta la valoarea monedei fiat dolarului american, deci vorbim de dolarul american. În acest caz există unele care sunt ancorate și în valoarea la euro, dar în acest caz cele mai capitalizate sunt ancorate la dolarul american. Avem ulterior alte categorii, categoria de exemplu de sisteme de plăți și tranzacții internaționale, avem XRP-ul. XRP-ul este în general cam singurul în această categorie. Criptomonedele de acest tip sunt utilizate pentru tranzacții rapide și ieftine,
adesea cu focus pe industria financiară, cei care știu cine sunt fondatorii sau, mă rog, unii dintre fondatorii XRP, știu că aceștia au relații foarte bune cu cei din domeniul bancar tradițional, să spunem așa, și vor să ofere și au, mă rog, parteneriate foarte multe cu aceștia. Apoi avem criptomonede care aparțin unor exchange-uri, da, și care funcționează în general oferind beneficii utilizatorilor acelor exchange-uri, de exemplu BNB-ul, da, cea mai populară, pentru că este criptomoneda exchange-ului Binance. Și în general, cei care dețineau unități din această criptomonedă puteau să beneficieze de reduceri pe Binance pentru tranzacționarea criptomonedelor, deci să plătească mai puține comisioane. La fel, avem BNB-ul și Unus SDL-ul în această categorie din top 20. Mai avem meme coin-urile, în top 20 avem doar două, Dogecoin Doge, cel mai popular la momentul actual, și Shiba Inu Shiba. În afară de asta, mai avem două criptomonede care sunt în afara acestor categorii. Sunt tot așa criptomonede cu o utilitate specifică. Avem, de exemplu, Toncoin-ul, care se focalizează pe scalabilitate și costuri reduse în general, și odată cu el, desigur, am avut și au adus cei de la Telegram și o grămadă de user care să folosească această criptomonedă. Și mai avem Chainlink-ul. Unde este Chainlink-ul? Pe 15. Acesta este așa numitul oracol pentru blockchain. Da? Bun, cam atât. Sper că acest video educativ v-a plăcut și ne vedem mâine cu un alt video. O zi bună!